Bună ziua, domnule Mara! Astăzi cred că este o zi Deo. fericită pentru că suntem în ferma dumneavoastră și suntem la momentul la care ajung în fermă încă patru combine după ce vedem că ați mai primit câteva. Ce înseamnă achiziția asta pentru dumneavoastră? Achiziția asta pentru mine înseamnă siguranța mea, în primul rând, că le-am avut anul trecut în probă. Pentru mine această zi înseamnă o realizare și o fericire, fiindcă anul ăsta am niște producții care promite destul de bine și chiar aveam o probleme la recoltarea lor. Mai nu trebuia să închiriez, chiar dacă am uh, o, gamă destul de largă de alte combine, nu le mai dau de numai să nu facem reclamă, dar n-am fost mulțumit de ele. Combinele New Holland Agroconcept mi-au demonstrat anul trecut, am bătut 60 de hectare la gru de 6.000 de kg la hectare într-o zi. Pe lângă cele care le am, aceeași capacitate, bani cam la fel, și băteau la jumătate. Nu vreau să fac, în primul rând, numai reclamă, vreau să asigur colegii mei fermieri să belească bine ochii, că nu prea am belit și, din păcate, mă scuzați, expresia cam asta s-a întâmplat. M-am dus la simpatii, m-am dus la afinități și nu. Trebuie să, să mă surd de ce până o Adică eu am pățit-o rău și nu mai cu combinele astea, mai luat și altele. Și tractoare sunt a treia gamă de tractoare pe care le schimb, utilaje noi, frumoase, inoxuri, ce să vă spun, și după un an jumate, în toate, motoarele s-au umblat. De ce să lucrează astăzi? Nu mai este nici mașina germană, nu mai e nimic Și mai ales firmele astea care s-au cumpărat una pe alta și le, le găsești pe toate, 6-7 într-una, tocmai ce am apreciat la agroconcept, au rămas singuri. Deja când ne cumpărăm unii pe nu e altceva decât un joc și o mizerie, să acapărăm piața, să depindem de ei. Am cumpărat 10 combine. Am ales acest model fiindcă l-aș fi pe cel mai mare, dar din păcate la fel nu mi-ajungeau la timp. Este modelul CR990, care are o capacitate destul de mare, nu cea mai mare, dar oricum. Am spus, mi-a asigurat 6, 6 la hectare, 60 de hectare. Astăzi, anul ăsta, sperăm să batem 40 de hectare, 40 de hectare la zi e de ajuns, fiindcă chiar dacă vrem mai mult, nu putem. Mergem la transport, la, la silos și ne blocăm. Combine, mai avem rezervă și pe cele de vechi care avem, nu atât de vechi, au trei ani de zile, mai avem încă, încă 10 combine în curte, dar le-am luat fiindcă mi îmi plac lucrurile bine făcute, vorba lui Iohannis, da. M-am cârpit prea mult, am plecat de jos, am fost săraci, când am plecat la agricultură, am plecat cu, nici la am combina, în primul rând, cu un au 600 vechi și cu ceva tractoare tot la fel vechi. Din păcate, nici la ora actuală n-am o casă, acum lucrez acasă, după 20 de ani de agricultură și alte unități care le-am le dezvoltat. Am fost mai bun după utilaje și după afaceri. E și asta un criteriu în care eu l-am adoptat de mulți ani de zile urmă. Și tractoarele, am tractoare de 390 de cai, de 650 de cai am 5 tractoare care le-am luat de 10 ani de zile, cu combinile tot la fel de 9 metri acum cu hedere de 10-70, mergeau și cu 12 jumate la alea, dar e de da, ajuns. Utilaje mai multe ca să lucrezi cu oameni mai puțin. Asta e o regulă. Oameni mai puțin, plătiți mai bine și îți faci treaba. Spuneți-mi, vă rog, contează foarte mult după ce ați cumpărat o combină ca ea să funcționeze continuu. Ce facem cu serviciul? Este acesta un criteriu? E un mare criteriu și aici, de-aia le spun colegilor să aibă mare grijă. Domnule, când ne-am luat în primul rând și utilajele, credeți-vă că nu aveam un lot atât de mare despre ele. totul sunt noi. Și cu niște oameni care au un servis și sunt prop și sunt de cuvânt, nu contează. Că dacă s-a stricat de două ori pe lună, de trei ori, domne, important e dimineața să fie sau că e sâmbătă, că e duminică. Am început în agricultură acum, sâmbătă nu lucrăm, duminică lucrăm, bă, păi, păi mâine este sărbătoare. domne, agricultura nu se poate face nici cu sărbătoare, nici cu sâmbătă, nici cu duminică. În agricultura, se faci, băi, fraților, în agricultură muncești duminica și stai luna. Când a plouat, asta e viața, n-am făcut-o noi și n-am vrea să o facem noi așa. Așa este ce să facem. Asta le spun și colegilor mei fermieri, că văd că se prinde, traversăm o perioadă foarte grea, fiindcă, într-adevăr, eu am și silozurile. Toată marfa de anul trecut o am pe stoc. Asta e o mare problemă și pentru ce va fi anul ăsta cu depozitarea. Vom încerca să le punem în câmp, să le punem în silobegru, să vedem unde le punem. Oricum, Trebuie să protestăm în acest fel, ca altfel nu ne ascultă nimeni, să nu vinem marfa. N-au de unde să locui și au contracte în situația în care nu le dă marfa și ei trebuie să mărească prețul. Dar din păcate și colegii mei fermieri zice, ce știi tu, avem probleme. Toți avem probleme. Și eu am avut o rată, de exemplu, acum la utilaje de 700.000 de euro, am stat două luni de zile, n-am plătit, am fost restat, am plătit penalizări până am rezolvat, mi-am luat credit și nu le-am dat. Nu trebuie să vindem. Dacă vom vinde, vom fi victime, ca să fie clară. Eu vă spun și altceva vis-a-vis -vis și de Ucraina, că mă uit și la mărâția până la urmă, că acești colegi de-ai noștri, nu știu cât de bine le-a fost, acolo trebuia să intervine Uniunea Europeană, statul lor, nu ne o țară ca să o, oricum ei, sunt neroci săraci. Vă dați seama cine beneficiază de aceste, aceste, sume și acești bani și această nenorocire de după urma războiului, tot cineva greu să cumpere o Ucraina s-a cumpărat cu 5 bani, da? Și atunci, vis-a-vis -vis de prețurile care au fost și la au vădut mai departe, nu au fost câștigători ucrainei de săraci, au fost vai de mama lor. Dar, din păcate, ne-au nerocit și pe noi. Unii sunt singuri beneficiarii acestui câștig, ca să fie clar. Nu vreau să dau nume, nu vreau să fac politică, dar a câștigat că unii sigur. Firmele care sunt și în Ucraina, care și în România, la fel, multinaționale care vând greu mai departe, din păcate, nici măcar nu reacționăm la 1% impozit pe profit. Ce are însemna impozitul pe, la factură, pe rulaj? Are înseamnă că cel 1% va mai ajunge bani și la statul român. Că ne uităm că nu avem bani. În situația în care la greu, care este la ora actuală, la ce să pierdem, vom vinde, ceea ce să vinde, vom vinde pe pierderi și atunci statul român avea impozit pe profit de la fermieri român. Nu o să mai vezi la noi că este pe pierderi, nu o să mai dea și ea că oricum nu dau nimica, să-i vedem până la urmă ce o să facă. Că nu se poate, să mărești așa în prostie, toate inputuri, benzină, curent, motorină, gaz. Nu e posibil așa ceva. Gazul România astăzi e 300% vis-a-vis de cu 3 ani de zile, vreau să vă spun, da? Știu pâine, fac pâine, fac mezeluri. Adică în producție asta și în, cum să spun, în... în, în consumul ăsta, care eu l-am creat un fel de holding, să pot să, să, mă duc până la urmă și de la... aveam în cap și fabrică de eugenii și mai multe de biscuiți, ne-am săturat că nu se mai poate. Sunt total pierderi peste pierderi. Pâine v-am spus, acum un an de zile, de exemplu, noi mai dăm și pe boruri. Să dă capă timpul la cu 25 de ani de zile, dăteam 75 de, de pâine la 100 de kilograme de grâu. Păi astăzi, la prețul grâului care este, nu poți să mai dai omului decât 55 de pâini. Deci el deja, puterea lui de cumpărare la grup, pâinea, cea, mâncarea de zi cu zi și cea mai ieftină, dacă nu ai ce mai minte Ceaucescu, că numai atunci era pâinea pe cartel, altă mizerie, de dea în groa domne domnule, 55 de pâini. Domnule, dacă gazul nu se revine la prețul care a fost, da? Măcar 30% peste, nu 300%, Astăzi omul probabil și să știți că totuși uh, de multe ori nu influențează atât de mult în, în prețul pâinei. Prețul costului cel mai mare vine din salarul și vine în primul rând de la gaze și curent. Curentul a fost 5,057 este 0,71 la kiloelectrică este destul de aproape, spunem, cu 30%, care e destul de mult totuși, 30%, dar față de gaze care avem 300%, asta dă un semnal de alarmă. Degeaba suntem Țara după Rusia, cu producția cea mai mare de gaze și cea mai scumpă. Mai scumpă, ca și cei care o exportă afară. E o rușine pentru România. Sau de Caius Suhanis și Ciucă și Ciolacu și toată lumea. Suntem o rușine pentru țara grânelor. Ca să fie clar, Și a pâinei, am spus. Haideți să ieșim din zona uh, comercială și să mergem în zona de producție. Uh, la cât ați reușit, cu ce cheltuieli ați reușit să aduceți până la ora asta cerealele? Cum sunteți și cum ar trebui să vindem? Problema cu cerealele, vedeți acum ce să vă spun. Uh, mai depinde și de situații. Am prins și ureia, și complexele în toamnă la un preț destul de mare. În primăvară am avut norocul că n-am luat toată marfa și am prins și la un preț mai mic. Oricum, 50% peste prețul, dacă tot ne întoarcem puțin în urmă, 50% peste prețul care a fost. Vedeți, cerealul nostru n-a venit nici măcar cu. Produsul, fiind greu, n-a venit nici măcar cu 30% la vale, a venit cu 100%. Dar la 1,65-1,7% am ajuns cu el la, la 0,8%. Stau și mă întreb, păi ce vă recomandă pe voi, mă, că v sunt în fața televizorului și nu pot să vă ce vă recomandă pe voi să puneți prețul ăsta? Mă? Ce vă recomandă pe voi să vedeți ce e ceva ce ne controlat? Până la altă se povestea că porcul e scump, că cerealul este scump, da? Astăzi porcul este dublu și cerurile este la jumătate. Domnule, asta înseamnă că n-ai oameni fără capă românia, oameni fără experiență. Adică să trenăm odată cu economiști și să punem electroniști. Că mai avut un electronist care, din păcate, chiar a fost mureșan mai bun decât foarte mulți de acum care sunt de, de profesie. Ca de aia. mare iubitor, mare dragoste și respect pentru el. Ana dă demisia de onoare să demonstrezi că ne iubești pe noi fermierii, nu-ți iubești funcția ca să fie clară. Și atunci am un respect deosebit. Deja am înțeles, odată ne-ai iubit, acum deja nu ne mai iubești. Te iubești pe tine, vis-a-vis -vis de preț. Prețul e destul de mare și eu vă spun și altceva. Nu e problema celor mari și care am acumulat și care lucrăm pe mai mult. Se spune că se câștigă un leu la hectarul de pământ. Având, eu lucrez 9000 de hectare la ora asta. 9.000 de hectare, vă dați seama că tot rămâne mai de urmă și pot să, stau puțin, cum să spun. Să o pierdere destul de mare, dar oricum pot să rezist. Cei mici nu pot să mai reziste, ca să fie clară. N-au nici depozitare, n-au nici bani, nici bani în nu bancă. Și aici avem o problemă. la în parte economică, ajungem. Și la domnul Mugori Sărescu, vorbește de de inflație. Corect, domnul Mușerescu. Și cu ce ne ajută pe noi că ne-ai venit cu dobândă de 10 la la agricultură? Spune și mie în țara asta, care inflația poate e de 20 de ori mai în alte țări, mai capitaliste și mai dezvoltate, e posibil să aibă dobândă asta? Domnule, suntem vânduți ca nație, niște oameni care pot să fie destul de competenți, dar vreau să mai văd și alte figuri. De 30 de ani de zile la aceeași funcție. Nu se poate așa ceva, da? Domnule, și eu am fost rugat, și eu am politică, mi s-a dat să de secretar de stat, am refuzat total. Nu, asta e meseria care o fac și asta îmi place. Acolo trebuie să punem profesioniștii și oameni de afaceri am să căutăm politică. Să stăm aici, să ne facem treaba. Și eu zic că îmi fac treaba destul de bine. Impozite, taxe de 30 de ani de zile, n-am băgat o firmă în faliment și am fost călscați în picioare de politic în permanență. Că li se să... lor așa, vor și pământ, dacă vor și altceva. Acum am intrat și în construcție și mai multe, fiindcă în România și eram convins, așa am să am fabrică de mezeuri, am avut abator am și la ora asta mai am fabrica de mezuri, abatorul nu mai am, că nu se mai regăsea, că ne-a dat o lege atunci în care țăranii să mai prească porcii. Bine, e că îi crește, îi crește, complexele. Și după 5 ani de zile au venit înapoi și au dat derogare că poți să-i crești. Păi, poți într-o țară de nebuni, azi de o lege și mine le toșca înapoi. Păi, domnule, ai distrus deja -o, o, afacere și nu una mii, ca și cu tutunul. Mă pui și spui, domnule, Jumate se fumează, jumate nu se fumează. Sau îmi spui, îmi pui o cârciumă, domnule, aici să fumează, adică nu se fumează. Facem două cârciumi. După aia spui că nu se mai fumează deloc. Băi, eu de investiții, eu cunosc Lasă-mă, domne, iar trebuie să o legi măcar pe 3-4 ani de zile. Domne, țara nebunilor, plec de la una și mă duc la alta. Asta se întâmplă și în agricultură. Bă, fraților, să ținem în pace. Mă. Problema gândirii. Pe mine m-a bătut acum 15 ani de zile și m-au nerocit 1700 hectare 80% de rapiță mi-a rasul. Nu mi-a dat asigurările decât doi bani care n au vrut să iau și pe aia și m-am judecat până la urmă. Iar linia, linie, să le dăm și, și câștig. Făcute, cum să, ca la carte, totul, realitate, absolut nimic. Nu mai fac de 15 ani de zile, nu mai fac uh, asigurare. Mă rog la Dumnezeu și zic dacă Dumnezeu îmi dă Dumnezeu în ia. Nu mai m văzut bătut piata de când am plătit asigurare. Și pe cuvânt de onoare, păi dar nu se poate. Mai bine o suport altfel decât să mai dau bani la aceste firme care nici măcar... Nu scrie România pe ele, nu au venit decât să își bată joc de noi. Eu n-am nimica. Iubesc Europa, iubesc toate țările, dar trebuie să le iubească și ei. Da? Faceți bani la noi, faceți și noi cu voi. Dar nu halul ăsta așa. Asta nu este Uniunea Europeană. Se Acolo, Doamne ferește, să n-ai o grindină pe mare suprafață. Păi chesti mărunte, ești despre gubii, păi chestii mărunte despre gubii. Mă Ascultați-vă ce vă spun. Asta e România, o spun clară. Și cui nu convine să plece afară de ea, să lase țara în pace. Noi nu avem dar nici casa afară, nici afacerea afară, nu avem. Aici stăm în țara asta. Țara asta ne-a dat, țara asta să ne ia. Uitați, luăm combile care sunt mai bune, da? Nu contează, sunt Europa, deși noi eu suntem Europa, da? Și respectăm treaba asta, da? Bun. Și pe tot Europa sunt. Le dăm afară, în curte. Le vii la sfert că sunt bune. Domnule Marase, se tot vorbește în ultima perioadă despre trecutul de la uh, plug la nou til. Se poate face asta în zona dumneavoastră? Nou și minimum til într-adevăr, dacă vreți, este un consum de bătorină mai mic, este într-adevăr, nu mai scoți apa și nu mai scoți nici sămânța de buruiană de la fund, dar știi, se întâmplă o arătură, ai 1000 de kg în plus, ca să fie clară. Asta face diferența. Deci sunt de, de discutat dat, acum, de da. da. Dacă ai fi la irigat, atunci nu s-ar mai pune problema. Dar, din păcate, irigații noastre sunt distruse, terminate. Acum am și eu proiect, sper să fie re realizabil. Acum vreo 5 ani de zile când au venit, dumnealor și m-au rugat-o la fel ca să fac, prin n-am vrut să-l fac și trag un semnal și de alarmă și la ora actuală. Suntem în NATO, suntem în război, poate mâine, pe mine, suntem chiar pe front, da? Doamne, nu este posibil așa ceva să nu ai o garantare a proprietății. În toată Europa e garantarea proprietății, în America e garantarea proprietății. Pe doamne, noi chiar suntem lumea treia cum ne, ne, uh, ne numește în țări, nu sunt de acord. Doamne, dă-ne și o garantare a proprietății. Avem în țara românească problemă cu angajații. Când mă întrebare zăi, o generalizez, vorbesc așa în mare. Dom'le, dacă vreți să realizăm această problemă, haideți să o realizăm. Contabilii, care nu avem în România, eu am șapte și nu fac față și oricum. Eu am o, am o problemă, fiindcă sunt consum de bani. Ce înseamnă consum de bani? Dom'le, dacă am plătit la factură, ar fi nevoie de cât de trei. Patru ar mai produce și ar aduce taxe și impozite. Asta vă spun, firme de pază. Firme de pază în România cred că avem 10% din personalul muncitoresc care, doamne, sunt firme de pază. Nu mai spun ale cui sunt, că ale securiștilor, că ale polițiștilor, că ei sunt 99% ca să fie clară. Și iar în perie, dându un garantare proprietății, paza iar se reduce cu 80%. Degeaba am pui camere de la vederi și aici în camere de la vederi, vin la cuciurapul pe cap, poliția de cât îi plimbă, procurorul ține dosarul 5 ani de zile ca să fie clar cu lepurile astea mari și nu fac nimica și te trezești că l-a clasat. Dar de ce l a clasat până acum? Atunci ai 5 ani de zile. Dar 5 ani de zile, ai mai făcut măcar o anchetă? Ai venit să mai întrebi ceva? Suntem bătăiată și la toată lumea. Taxe și impozite de păi, pe spinarea noastră, ca să fie clară, da? Nu că spune o dată cât ministrul ăsta de finanțe, că am mai fost unul Ialomițeanu. Ca să completez puțin dreapta cu stânga, am un doi-doi contabil de rutine, ca să fie clară. Dom'le, la fel să strâmba la noi. Bă, băiatule, mă, greu e al nostru, mă. Ne sculăm dimineața și ne, ne, ne culcăm noaptea. Am muncit 25 de ani de zile, acum 30 de ani de zile și sâmbăta și domnica. Se varză și la ora actuală, vorba soției. Bă, băiatule, vinele le de să mai putem. Da, am avut-o la patru luni de zile. Nu se poate, e, e muncă enormă, n-ai cum. Altfel nu te, nu te implici la această muncă enormă, e un dezastru. Unde te duci, toată lumea vrea să fure, că avem o problemă. Avem o problemă de genă, de nație, asta e viața, da? Nu contează că e inginer și că îi dai bani când nu, nu merită. Dacă nu e un bidon cu motorină și pălgând mai așa și fură 4, vorbesc adevărul. Ce să? Am ajuns să punem camere de la vederi solare, să le pună la locul de muncă, pe străzi, pe tot, că nu mai știți să faci. Doamne, și o lege. Dacă tot îmi dai lege și mă obli să-i dau, dăm o lege, te rog frumos, să-l și obliști pe el să și plătească. Vă văd foarte pornit, sunt convinsă că sunt o grămadă de motive și totuși faceți asta de 25 de ani. Este speranță pentru viitor. Ce o să facem? Pentru că la un moment dat mă uit la dumneavoastră să vă pocnească inima sau vreun atac cerebral. Cum e... facem? Cum rezolvăm? Copiii dumneavoastră nu să trăiască tot aici? Păi nu, păi nu, dar băiatul meu spune, băi tată, nu o să facă nimeni ce faci tu. Și, în al doilea rând, foi ca să avem ce să vindem. Deci, eu sunt convins că ar aprecia mai mult și ar iubi mai mult dacă l-ar și societatea. Dar dacă societatea nu te ajută cu nimica, nu au toți experiența. M-am plecat de jos, am muncit, m-a spus 15 ore la zi, sunt pentru Nu mai poate, nici mai aș mai vrea. Că ar fi... Și așa avem destul de, de mare calvarul. Deci, băiatul meu vine dimineața la șase jumate și de fabrica de, de mezeruri, da? El cântărește, da? Deci nu este ușor, da? Am făcut și de bani, am ușit atâta. Nu credeți că e timpul să stăm și noi cu să-l angajez funcționar public? Da, nu. Nu am... Doamne, ascultați am și relația, am avut și eu politică. În viața mea n-am avut un angajat. suror neamuri, cumva l-aș da toți. 50 de ani de pușcărie aș da. Băi, amante, plătiți în buzunare dacă vă place. Ce să căutați? Ia mă angajat la mine, șef de magazine, am pus la Ce știu să facă? La secretariat? Dar nu i-a la stat. Examenul trebuie să fie clară. Un examen în fiecare an, da? Orice subiect copiat, 25 de ani de pușcări, mai cu 25 să începem. Abre, hai să ne lăsăm profesioniștii să stea în locurile lor, să nu mai plece afară. Nu poate să mai intre nimeni în niciun loc, toate sunt ocupate politic. Vă spun și știu ce vorbesc ca să aud tot șmecherește, de sus până jos, da? Bă, aș înțelege și eu, dacă v-ați limitat la 5%, dar v-ați limita nici măcar la 95%, să ne lăsați 95%. Ați luat 100%, ca să fie clar. Și afaceri și orice. Nu mai poate. Uitați-vă că țara nu mai rezistă. E scârbă, nu că n să mâncăm și că e sec, să și că se vinde. Dacă le vinde pe toate cu un leu, tot mai trăim și noi și... Doamne, eu am un stomac tăiat ca să fie clar. Dacă am și un diabet de 23 de ani de zile, mănânc doi mici la o masă, Hai să mănânc toată ziua, nu știu dacă mănânc 4 mici, vă dau rețetă la Păi cât e 4 mici doar? E 10 lei și mai beau 3 pare, dar vin mai aici la 10. Eu consum 25 de lei, asta consum pe zi. Dar nu poți să l lași acum să le vedem, hai că am făcut banii, hai să ne cumpărăm case afară, hai să nu mai pe Nu se poate așa ceva. Vreau și eu, cum am văzut la, la Nemția, așa mi-am pus și eu tablou, să spună repotul meu, bă, ăsta e străbunicul meu, ăsta a făcut firma, ăsta a înființat, ăsta a dezvoltat -o. Dar s-ar putea să... Să nu, fie așa. să nu fie Eu mă rog la Dumnezeu și totuși sper că... Ei speranța mare ultima.